Alegerile la care au participat numeroși reprezentanții de seamă ai partidului, atât la nivel local cât și la cel central, s-au desfășurat la Biblioteca Județeană din municipiul Constanța. Chiar dacă a depășit pragul de vârstă, deputatul Radu Babuș a fost desemnat președinte de onoare la inițiativa lui Decebal Făgădău, președintele organizației municipale PSD Constanța. Radu Babuș e un mandat extraordinar de președinte al organizației județene al PSD. Într-un mod foarte fericit. Vă propun vouă, nu știu dacă este statutar dragul Mihai, dar cred că putem să facem o derogare, noi doar de la Constanța am fost mereu altfel, ca Radu Babuș să vă rămână președinte de onoare al PSD. Știu că sună cam ca pe Anea Negru. Până miercuri, conducerea organizației județene de tineret a Partidului Social Democrat a fost asigurată de parlamentarul Radu Babuș. Pentru că acesta a depășit pragul de vârstă, s-a impus alegerea unui nou președinte. Cred că Costin pare greu. Pare greu, pentru că de acum votului dumneavoastră rămân președinte de onoare. Și nu neapărat titulatura sau funcția onorifică. Este onoare pentru mine, dar în același timp mă responsabilizează și mai mult să aloc de el și de voi. De asemenea, Decebal Făgădău i-a îndemnat pe tinerii socialdemocrați să-și propună să ocupe funcții la nivel național în contextul în care, în acest weekend, la București, are loc Congresul Național al TSD. Funcția de lider la județ al tineretului PSD din Constanța îi revine consilierului local Constantin Răsăuțeanu, care până acum a deținut funcția de președinte a organizației municipale de tineret ATSD Constanța. Crearea unei structuri funcționale care să asigure eficientizarea grupului de politică al PSD în statul tineretului. Pregătirea, perfecționarea și susținerea tinerilor membrii PSD în vederea promovării acestora în structurile de conducere ale partidului, precum și pentru asumarea unor responsabilități și demnități publice. Acestea sunt doar câteva din punctele din cadrul platformei program ATSD Constanța pentru perioada 2013-2015. La Constanța a fost prezent printre alții și Mihai Sturzu, președintele tinerilor socialdemocrați la nivel național.